Bună seara, bun găsit, dragii mei, la o nouă emisiune de astrologie. Vom discuta despre perioada 15-21 februarie. N-aș vrea să trec mai departe pentru că m-am gândit să fac un lucru care pe voi, bănui, care să vă intereseze, este vorba despre ce se întâmplă cu acest COVID din punct de vedere astrologic. Întrucât întrebarea de pe buzele tuturor pare a fi când scăpăm de virusul acesta, voi aborda direct acest subiect. COVID-19 nu va dispare dintr-o dată și nici până în primăvară. Urmărind evoluția planetelor și aspectele care se formează între acestea, proiecția virusului este asemenea unei fantome care aleargă sau alunecă, acum vreți, de la un semn la celălalt în 2021. Sugerează că avem de parcurs un drum lung înainte ca lucrurile să fie ca înainte. Dar așa cum intuiesc mulți dintre voi, nimic nu are să mai fie ca înainte de acest virus. Se resimte profund o reîntoarcere spre valorile spirituale, spre sine, preocuparea pentru creșterea și educația copiilor. Noțiunea de muncă primește alte conotații sociale. Tiparele profesionale suportă ajustări, apar profesii noi, un alt tip de relații sociale, economice și politice, o altă abordare a sănătății și a învățământului. Mă gândesc la cele două incendii, cel de la Piatra Neamț și cel de la Institutul Matei Balș. Le privesc și iertată fie-mi cruzimea cu care vorbesc. Mă gândesc la tributul pentru trecerea într-o nouă eră, care trebuie plătit într-un fel sau altul. În vremurile de demult, arderea semnifica purificarea prin foc. Cele două accidente îl au profund implicat pe Uranus. Se pare că ambele incidente nefericite au avut drept cauză majoră electricitatea, domeniul stăpânit de Uranus. I s-au alăturat Pluto și Neptun, lumea virusilor, în toată măreția ei cu chip de cataclism. Pe 2 decembrie 2019, când Jupiter, planeta abundenței, a intrat în Capricorn, la Wuhan se vorbea deja pentru prima oară despre coronavirus. Iar odată cu marea conjuncție dintre Saturn, planeta temeliei personale, și Pluto, cel care distruge și reclădește lucrurile în manieră proprie, din 12 ianuarie 2020 a născut pandemia fatală. A trecut un an, suntem în februarie 2021, un an de tranziție în care efectele lui 2020 vor continua să se resimtă. Focarele de coronavirus vor izbucni, să știți, și în viitor, în special în țările care se zbat între sărăcie și lupta pentru subzidență, în rândul oamenilor care au puține resurse pentru o imunizare naturală, și aici mă refer în mod special la alimentație, sau pentru a controla virusul. În timp ce lucrurile trenează, abia din luna august, cu precădere în începutul lui 2022, lucrurile se vor mai liniști, exact așa cum am spus în cartea mea Previziuni pentru 2021. Iată, mergem mai departe să vedem care este schița astrologică. L-avem pe Pluto în Capricorn, în timp ce Pluto, care alături de Neptun este cunoscut drept stăpân al virusilor, este în mers direct până pe 27 aprilie. Este extrem de virulent, dezvoltă noi tulpini, după cum ați văzut, chiar mortală. Din 27 aprilie până pe 6 octombrie, Pluto va fi în mers retrograd. Am putea spune că va fi oarecum adormit, ceea ce îl va face mai puțin virulent. Și când Pluto va părăsi, în sfârșit, semnul Capricornului la începutul lui 2024, virusul probabil va fi eradicat. Intrând în vărsător, Pluto, este posibil să atace la apropo de inginerie genetică, de inteligență artificială, de mediu virtual. Aici s-ar putea să se joace marile cărți. Jupiter și Saturn sunt în vărsător. Vărsătorul are legătură cu tehnologia, cu știința și viitorul, cu cercetarea, ceea ce indică
multe descoperiri în ceea ce privește aceste domenii. Cu Jupiter, care aduce expansiune și, se spune, avere, comunitatea globală va fi nițel mai optimistă, va colabora în ideea de vindecare, în special prin mijloacele noilor tehnologii și ale științei, vaccinurile. Totuși, atenție, Saturn va aduce noi provocări la nivel mondial, cum ar fi restricții sporite datorită măsurilor de precauție anti-COVID. Jupiter în Pești. Jupiter va face prima vizită în Pești anul acesta, între 13 mai și 28 iulie. Viața se va simți cu siguranță mai expresivă, mai liberă și mai curgătoare în sens de cugetare și de filozofie. Jupiter în Pești este în tranzit profund al spiritului și vindecărilor, are un efect de vindecare, pentru că, să nu uităm, până una alta, Jupiter este cel de-al doilea stăpân al semnului Pești și sugerează din nou o mai mare ușurare colectivă. Să nu uităm că este al doilea stăpân al semnului, cum spuneam mai înainte, alături de Neptun, care va fi obligat să plece capul în fața lui. Eclipsele vor avea de anul acesta, vor avea loc pe axa gemeni-săgetător. E bine, aceste eclipse, care au început deja din 2020, ultima eclipsă a avut loc în Săgetător, vor continua pe tot parcursul anului 2021. Influența acestora se va concentra asupra afacerilor internaționale și asupra modului în care națiunile lucrează împreună pentru a combate transmiterea și diseminarea virusului prin vaccinare. Călătoriile în străinătate vor fi o problemă majoră a reglementării și negocierilor Uniunii Europene, dar și ale cu celelalte state nemembre. Mercur retrogradează în semne de aer, deoarece toate cele trei retrogradări au loc în aceste semne, comunicarea, dar și confuzia tehnologică se vor manifesta din plin. În timpul retrogradării pot exista întârzieri sau probleme cu transportul vaccinurilor, să luăm un exemplu cât se poate de la îndemână, cu programarea pentru vaccinare, cu nerespectarea promisiunilor în acest sens, incapacitatea de a găsi o formulă ca noi să putem să beneficiem de toate acestea, mai puține doze decât cele contractate, iar dezinformarea, bineînțeles, va fi acasă. Deci, cam asta ar fi poziția anului care vine. Este vorba despre un an mai bun nițel decât cel care a trecut. O să vedeți, 2022 va fi mai bun decât 2021, pentru ca totuși să putem să vorbim despre o eradicare a acestei pandemii. Probabil că nu vom putea să o facem decât în preajma, la sfârșitul anului 2023, începutul anului 2024, când Pluto va părăsi semnul Capricornului ca să intre în semnul Vărsătorului. Și acum mergem cu previziunile în continuare. Pentru Berbec, prudența nu este tocmai cuvântul potrivit pentru tine. Cu toate acestea, va trebui să fii mai diplomat atunci când Mercur va face trigonul cu Marte, cu semnul tău, cu planeta ta protectoare. Nu lua decizii importante când vine vorba despre finanțele tale. O eroare tehnologică sau un sfat prost te pot duce pe o cale greșită. În timp ce aștepți, concentrează-te asupra speranțelor și ambițiilor când Mercur revine în mers direct duminică. Ce speri să realizezi? S-ar putea să faci câteva conexiuni noi care să te ajute să obții ceea ce îți dorești. Dacă nu reușești să stai departe de necazuri în această săptămână, vei fi răsplătit sâmbătă când nodul nord face un pătrat cu Neptun din Pești și aduce interese legate de viața particulară, de familie. Întoarce favoarea ajutând persoanele care au nevoie de ea. Ai o energie lunară practică și suprarealistă, aș spune, când soarele se va muta în Pești pe 18 februarie. Poți folosi această mișcare ca să dobândești putere la locul de muncă, adică să te afirmi, nu neapărat să conduci prin putere. Treci peste oricine care îndrăznește să te împiedice, adică nu te lași descurajat, ceea ce zic eu că este un lucru foarte bun. Necruțător ar putea fi un cuvânt pe care ai să-l auzi de câteva ori
în această zi și ia-l ca pe un compliment. Nu muncești pentru a-ți face prieteni, deși nu aș spune că nu profiți de o prietenie ca să obții ceea ce dorești. Aș spune că ești ambițios, dar ar fi o subevaluare. Cred că ești mult mai mult. Și mai este adevărat că ce se spune că oamenii pe care îi dai deoparte pentru a ajunge în vârf vor fi tot acolo așteptându-te în timp ce cazi. Deci mare atenție pe cine calci, cum spun eu, pe bombeuri. Pătratul 1 Pluto de Miercuri te poate copleși dacă ai multe regrete. Încearcă să nu fii prea dur cu tine. Cu toții am făcut greșeli, mai ales în timpul carantinei, când situațiile pentru unii au devenit chiar foarte grave. Dar nu te vor defini întotdeauna. Cea mai bună modalitate de a trece peste acest scurt moment incomod va fi să înveți să ierți și să încerci să nu reacționezi prea dur dacă este posibil. Mercur revine în mers direct duminică. Poți sta deoparte în sens emoțional pentru moment, astfel încât să vezi lucrurile dintr-o perspectivă extrem de obiectivă și realistă. Vor veni schimbări și ești pregătit pentru ele. Relațional, mintea ta este extrem de activă în timpul conjuncției Jupiter-Mercur de la începutul săptămânii. Totuși, ai grijă, nu trece direct la concluzii. Profesional, s-ar putea să te confrunți cu o mare dilemă. Un coleg sau un șef ar putea avea mai mult de câteva critici cu privire la planurile și proiectul în care ești angrenat. Financiar, ai aspecte care sugerează lichidități, așa că bugetează-ți economiile mai atent. Decât să intri în panică, mai bine gândește-te la modul în care această perioadă îți aduce timpul necesar pentru a-ți planifica lucrurile. Ca sănătate, reduc consumul de dulciuri, în special de zahăr. Imaginația este una fără egal, dar în același timp ți-a spune că energia cu care trebuie să lucrezi este destul de slabă. Deci odihnă, 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 asta scrie pe tine. Reacționezi la agitația din jur determinată de aceste tranzite și te simți epuizat energetic și psihologic. Se întâmplă atât de multe în inconștientul tău și nu există niciodată suficient timp pentru a te concentra și a te gândi, domnule, dar de ce se întâmplă lucrurile acestea? Se întâmplă pentru că asta este viața. Taur. Fii în alertă maximă săptămâna aceasta. Când Mercur din Vărsător îl plachează pe Uranus Miercuri, deciziile impulsive ți-ar putea afecta negativ reputația și imaginea publică. Nu ieși în lumina reflectoarelor dacă vrei să eviți un scandal. Din fericire, restul săptămânii arată bine. Ai șansa unor noi începuturi și oportunități în muncă, mai ales că ești ambițios. Miercuri este o zi excelentă pentru a face o ședință în care să analizezi modalități de a merge mai departe, indiferent dacă ești în căutarea unei promovări sau unei noi cariere. Marte continuă sextilul cu Neptun din Pești și sâmbătă, creând o zi excelentă de socializare, ajutându-i pe ceilalți. Folosește această energie benefică pentru o cauză umanitară și fă-ți prieteni noi. Cu siguranță ai stele în ochi când soarele trece în Pești pe 18 februarie, și ești unul dintre cei care visează cu ochii deschiși. S-ar putea să uiți ceea ce se întâmplă în lume în ultimele zile, însă această energie nu te va lăsa să-ți ascunzi capul în nisip ca și un struț, ci să visezi cât e ziulica de mare. Ceva în mintea ta îți spune că ai puterea și forța să înfrunți realitatea. Sâmbătă, pierderea timpului, al tău sau al cuiva, va fi una dintre cele mai mari evaziuni mentale în tentativa de a stabili un program de care să te ții. Chiar dacă lucrezi de acasă, ar trebui să ai un plan bine pus la punct pentru o zi ca aceasta. Este un moment excelent să începi lucrurile cu rezultate pe termen lung. Deși ai așteptări mari, ai și răbdarea de a înțelege profund că toate aceste lucruri necesită timp. La locul de muncă, sugerarea strategiilor pe termen lung și realizarea de proiecții sunt specialitatea ta. Duminică, Mercur revine în mers direct, prilej care îți oferă curajul de a lua inițiativă, ceea ce poate fi cu adevărat benefic pentru viața personală. Dacă te-ai reținut și ai așteptat să se întâmple ceva cu
pasiunea în loc să faci prima mișcare, fii îndrăzneț acum. Fă ceva care să te facă să te simți confortabil. Îndrăznește și întreabă chiar dacă ești agitat. Face ca răspunsul așteptat să fie mult mai dulce. Relațional, dacă întâlnești pe cineva care nu locuiește în aceeași localitate, ar putea fi o opțiune să începi o relație de la distanță. Profesional, nu ești sigur de ceea ce dorești în aceste zile, mai ales dacă atât de multe dintre cele mai prețuite obiective par să cadă unul după altul. Vei fi supus și multă presiune se va pune pe tine zilele acestea. Financiar, ai aspecte care pot limita sau restricționa banii de care ai nevoie. Ești tentat să schimbi locul de muncă, eu ți-aș spune să ai mare grijă. Ca sănătate, efortul de a face ceea ce este potrivit pentru tine și pentru ceilalți va fi foarte mare săptămâna aceasta, dar și în lunile următoare. Planetele din Vărsător fac codul moral intern să se transforme din pastel în neon și vei dori să-ți exprimi dragostea pentru neprihănire în mai multe feluri. Nu-ți neglija în niciun fel propriul corp. Ai nevoie de o dietă sănătoasă, dar și de afecțiune. Gemeni. Aventura este în cărți săptămâna aceasta. Dacă ne uităm la casa a noua filozofiei, a călătorilor lungi și a spiritului de aventură, este o oportunitate excelentă de a ieși în afara zonei de confort și de a-ți extinde orizonturile intelectuale sub forma unor călătorii. Este de preferat să te înscrii chiar la un curs de ghiz dacă îți place acest lucru. Joi se poate pune în discuție posibilitatea călătoriei pe distanțe lungi în viitor. Începe să planifici de pe acum. Este un moment bun pentru a-ți face și planuri privind educația, cum ar fi întoarcerea, să spunem, la școală, eventual pentru un masterat sau pentru o specializare. Vei avea satisfacții în activitatea cu ceilalți. Așadar, ar trebui să iei inițiativa și să propui ceva ce tu și prietenii tăi ați putea face împreună. Fii creativ și gândește-te la ceva neobișnuit. Poate la o activitate în aer liber, cum ar fi drumeții sau o plimbare prin parc. Prietenii tăi vor aprecia că te-ai gândit la ei. Lucrurile merg bine pe măsură ce culegi beneficiile deciziilor importante pe care le-ai luat. Obstacolele care tindeau să-ți țină calea sunt istorie de acum. Familia este fericită și sănătoasă. Succesul te încurajează să faci planuri de viitor. De asemenea, îți permite să aștepți cu nerăbdare zile mai bune pentru tine și pentru cei apropiați. Pe 21 februarie, Mercur revine în mers direct și astrele te împing să accepti mai multe responsabilitate în viața ta. Nu uita, Gemeni, că Mercur este stăpânul tău planetar. De fapt, s-ar putea să nu crezi că o poți face, dar totul va funcționa perfect. În acest moment, se pare că ai un dar special de a-i conduce pe ceilalți, să iei decizii pe loc și să faci tot ceea ce este necesar pentru a termina proiectele de grup la timp. Nu te subestima, dar nici nu-i subestima pe ceilalți. Relațional, deciziile bruște sunt normale la începutul săptămânii. Totuși, nu ești irațional, departe de asta. Ești foarte sigur pe ceea ce vrei. Profesional, perioada care urmează pare să ofere o mulțime de promisiuni. Un accent deosebit pe zona de muncă sugerează că ai multe de oferit în domeniu. Financiar, ai putea să dorești să acorzi mai mult spațiu în casă pentru a găzdui cele mai noi proiecte. Ți-ar place să nu te mai întorci la biroul cu care erau obișnuit, ci să lucrezi de acasă. Ca sănătate, indiferent dacă ești conștient sau nu, ai o mare senzitivitate și poți ajunge în profunzimile emoționale cele mai adânci ale unora. Este posibil să nu-ți dorești să folosești această capacitate pentru ceva ce este prea complicat, dar atenție, îți poate aduce oferișiție și celui pe care ești sprijin. Trebuie să acorzi o atenție serioasă sănătății, deși dacă dorești cu adevărat să treacă vreun simptom așa de la sine, așa se întâmplă. Exercițiul însă să știi că este esențial, la fel ca și nutriția. Rac. Tu ar trebui să fii mai spontan și să nu mai încerci să organizezi și să controlezi viețile altora. Nu este atât de greu să lași lucrurile să se întâmple.
neașteptat, are și el un farmec aparte. Tu, din păcate, ești sclavul rutinei. Trebuie să abandonezi atitudinea și să lași încrederea deoparte pentru o vreme. Nu atât încrederea, cât aș spune controlul. Lasă-te dus de val. Oamenii din jur vor dori să vadă mai multă originalitate. Vor să-ți cunoască personalitatea. Săptămâna începe cu o notă foarte, cum să spun, oare amețitoare, aș spune luni, când Venus din Vărsător face un trigon cu nodul nord. Aspectul aduce sub lupă intimitatea, te încurajează să alegi partea sălbatică a vieții. Dacă există anumite taburi care ți-au stârnit curiozitatea de mai mult timp, de ce să nu le încalci? Obiceiul de a amâna pe mâine ceea ce poți face astăzi, în special acele lucruri cotidiene mărunte și care par să se acumuleze, cum ar fi trimiterea unui mail de confirmare, plata facturilor, un control de rutină a sănătății sau curățenia, sunt la ordinea zilei. Astăzi este o zi minunată pentru a face față acestor sarcini monotone. Intimitatea se intensifică când soarele face sextil cu Uranus și duce la adâncirea relației care ar putea să întărească legătura și să schimbe ceva în tine. Oricum ar fi, acest lucru marchează un ciclu de creștere, așa că fă-l să conteze. Săptămâna ta se încheie cu o notă atentă când sextilul Marte-Neptun creează oportunități de a înțelege mai bine punctul de vedere al cuiva, al unui prieten sau unele probleme de justiție socială pe care nu le-ai înțeles până acum. Relațional, ai avut dificultăți în a lua decizii cu privire la viața ta sentimentală în ultima vreme. Ei bine, vei fi mult mai sigur pe tine acum. Din punct de vedere profesional, se pare că ești într-o poziție foarte bună. Accentul pe zona creativității evidențiază abilitățile tale antreprenoriale. Dacă se întâmplă să fii la locul potrivit, în momentul potrivit, ți s-ar putea oferi un proiect interesant și profitabil. Financiar ești plin de idei grozave în ce privește acumularea și economisirea. Ai o anumită dispoziție și reținere temporară în ce privește comunicarea și activitățile sociale. Sănătate, vei avea stări subfebrile ca urmare a felului în care te-ai îmbrăcat greșit și neglijent, în sensul că afară poate să fie frig, tu să ai senzația că este cald, te îmbraci un pic mai ușor, una, două, răceala bate la ușă, în sensul ăsta spun. Mănânci bine, te odihnești cum trebuie, faci mișcare pentru a scăpa de restul zilelor, de stresul din zilelor de muncă, poate că toate cele de mai sus te-au făcut să dai sfatul altor persoane, dar pe tine să te neglijezi. Ai mare grijă. Leu. Succesul vine atunci când te aștepți mai puțin. Îți poți lua rămas bun de la tristețea rutinei zilnice, temeri și stare de spirit schimbătoare. Intri într-o perioadă de recunoaștere și de succes. Toate acestea vin în ciuda faptului că uneori s-ar putea să-ți lipsească încrederea în tine. Asta nu mai contează pentru că reușita oricum este de partea ta. Ești un om muncitor și aștepți același lucru de la cei din jurul tău. Îți recomand să arunci o privire asupra relațiilor personale, dar și asupra celor de muncă. Cealaltă persoană care pretinde că ești, știți doar că noi sunt două persoane, suntem noi, euul conștient și euul inconștient. Ei bine, cealaltă persoană care ești, adică euul inconștient, încearcă să te tragă cumva de partea lui și să încearcă să-ți fie frică de niște lucruri pe care doar le bănuim, ele nu există în realitate. Și atunci trebuie să ai mare grijă ce ai de gând să faci. Eu ți-aș sugera să nu-ți fie frică să separi binele de rău. Viața este prea scurtă pentru a-ți risipi energia cu relații proaste. Vei reuși totuși cu puțin ajutor săptămâna aceasta. Totul va începe de luni când Venus, Jupiter și Mercur sunt în conjuncție în casa 8-a resurselor de la alții. Dacă ai sarcini care trebuie îndeplinite și nu poți singur, cere ajutor. Un efort de echipă te poate asigura că vei realiza lucrurile în cel mai scurt timp. Dacă ești singur, s-ar putea să întâlnești pe cineva într-un mod mai neobișnuit. Dacă ești angajat în prezent, relația ar putea trece într-o nouă fază. S-ar putea, de exemplu, să o ceri de soție. Mai știi? Sau, dacă ești femeie, să vină barza.
Captivant. Săptămâna se încheie cu conjuncția Mercur-Jupiter creând un aspect armonios. Dacă sunteți singuri, repet, spuneți da de această dată. Nu mai dați întoarsă că nu vă interesează, că nu vă place, pentru că este posibil ca persoana respectivă chiar să vă placă, dar din timiditate, din teamă, din, eu știu, lucruri care vă fac să dați un pas înapoi, puteți să dați cu piciorul la ceea ce poate fi frumos în viața voastră. Relațional, aș spune, săptămâna se încheie, pardon, cu conjuncția Mercur-Jupiter, care creează un aspect armonios. Și dacă, repet, ești angrenat cu prietenii într-un grup, s-ar putea să cunoști pe cineva care să stârnească atenția. Relațional, astfel te pot încuraja să te gândești la câteva moduri imaginative de a petrece timpul cu prietena ta, decât cele pe care le folosești în mod normal. Profesional, în cea mai mare parte, te simți destul de încrezător în munca ta. S-ar putea să simți însă și un ghimpe îndreptat împotriva ta. Atenție că, ca orice leu, mai dai și tu pe din afară și, logic, să ai și o serie de dușmani care să-ți poarte sâmbetele, mai ales invidioșii. Financiar, ai în vedere un nou plan pentru a-ți asigura securitatea financiară pe termen lung. Acum poți să afli care sunt prietenii tăi adevărați. Sănătate. Aspectele planetare ale săptămânii îți umplu inima cu respect pentru ceea ce este corect. Orice înseamnă asta pentru tine. Te bucuri de acest sentiment și cel mai bine savurat va fi, îl vei savura în modul privat, în mod personal, când ești alături de persoana lângă care trăiești sau pe care o iubești. Nu căuta să impui ceea ce simți tu altora, deoarece ar putea fi foarte bine ignorat sau neapreciat ceea ce te va afecta. Fecioara. Săptămâna începe cu o notă tensionată când Mercur și Jupiter fac pătrat cu Luna Neagră. Informațiile și ideile noi ar putea intra în conflict cu opiniile tale preexistente și s-ar putea să fii reticent, ca să nu mai spun că te vei răzgândi. Deși nu trebuie să faci aceste lucruri și aceste mari schimbări, păstrează-ți mintea cât se poate de deschisă vis-a-vis de probabilități. Probabilitatea că nu întotdeauna ai dreptate. Conjuncția lună neagră de joi aduce un nou început în sectorul muncii în grup. Este un moment excelent pentru a-ți schimba rutina și pentru a afla ce poți să faci ca să fii mai productiv. Aceasta este de asemenea un moment bun pentru a merge la un alt loc de muncă, a te prezenta la un interviu. Poate să fie așa o chestie, să-ți dea cineva un telefon și să te prezinți fără nicio chestie, chiar în glumă s-ar putea să te prezinți și surprinzător în gluma aceea, mergând, ducând lucrurile sub formă de glumă, ai putea să câștigi un post un pic mai bun, un pic mai bine plătit, dar atenție, care implică foarte multă responsabilitate și foarte multă oboseală, foarte mult stres. Iubirea, spuneam, și romantismul sunt evidențiate. Viața pare să zâmbească în acest moment. Vorbesc despre un fel de forță mistică care a intrat în viața ta și îți îmbogățește contactele și cu alte persoane. Îți permite să ai succes cu foarte multă ușurință în orice întreprinzi. Succesul și reușita sunt într-adevăr de partea ta, iar tu ești pe un drum nou și plutește, aș spune, într-al nouălea cer. Mă gândesc dacă te-ai fi împrietenit și cu cineva pe acolo pe sus. Fii atent la orice eroare de orientare sau greșeli strategice. Este posibil să ai unele probleme de comunicare cu aproape toată lumea în a doua parte a săptămânii și mă refer în mod special la persoanele care nu îți plac. Simți că orice spui le intre pe ureche și iese pe alta și că nimeni nu vrea cu adevărat să te asculte. Nu fi frustrat. Relaxează-te și ia lucrurile cu umor. Mai bine observator decât să dai cu barda. Relațional. Ești cunoscut pentru gesturile romantice foarte potrivite și în timp util și, prin urmare, poți lucra la ceva special, fie pentru cineva nou, fie pentru partenera ta. Profesional, cineva îți freacă ridica, spun eu intenționat. Confruntă-te cu această persoană și explică-i felul în care acțiunile lui te afectează. Nu fi agresiv sau nepoliticos. În schimb, concentrează-te asupra propriilor sentimente și a respectului pe care îl merită.
Financiar, activitatea profesională aduce emoție, dar și un pic de imprevizibilitate în această săptămână. Ideile zboară, dar una trebuie să fie finanțată și pentru asta ai nevoie de bani. Sănătate, semnul tău va primi foarte multă atenție astrală în următoarele câteva luni, așa că obișnuiește-te să auzi tot felul de afirmații care se pot aplica sau nu situației tale particulare. Cu toate acestea, acordă atenție specială nevoilor corpului tău. Bea mai multă apă și fă mișcare regulat. Se întâmplă ceva și trebuie să fii pregătit să profiți la maximum de energia pe care o ai. Balanță. În acest moment, astrele sunt în relații care încurajează comunicarea și cuvântul scris. Prin urmare, s-ar putea să faci pasul și să scrii în sfârșit acea carte la care te gândești de multă vreme. Probabil va avea succes. Ești foarte talentat când vine vorba de acest tip de activitate creativă. Apucă-te de scris și încetează să te mai scuzi. O persoană în vârstă care îți place foarte mult te poate vizita sau suna ca să-și ceară sfatul cu privire la o chestiune practică. Gândirea clară și logică îți îmbunătățește intuiția și s-ar putea să folosești această abilitate nu doar cu venerabilul prieten, ci și pentru tine. Propriile interese vor avansa astăzi într-un fel, așa că așteaptă-te la o zi bună. Soarele, Venus, Jupiter, Mercur și Saturn sunt în casa a cincea iubirii. Cam încărcată casa asta. În sectorul relaxării și a creativității. Ai să vezi că ai să te simți aton, ai să te simți obosit, o să simți nevoia să te odihnești într-una. Relaxează-te pentru că pentru asta va fi bună săptămâna aceasta. Te ajută să manifesti tot ceea ce este bun în tine, fie singur, fie alături de persoana dragă. Continuă să fii creativ cu viața ta sentimentală duminică când Mercur revine în mers direct. Cu acest aspect, în săptămâna în casa iubirii și a copiilor, dar și a creativității, este o zi minunată pentru a încerca lucruri noi și pentru a găsi modalități inovatoare de a te simți bine. În cele din urmă, duminica aduce în loc suplimentar când Mercur este înconjurat nu doar de Jupiter, ci și de Saturn și îți va permite să fii tu. Nu-ți fie teamă să ceri ceea ce dorești. S-ar putea să și primești. În cele din urmă, relațional, poți folosi puterea cuvintelor, a gesturilor, a poeziei, a mirosurilor sau a mâncării pentru a atrage persoana care îți place. Nu uita că de foarte multe ori se spune că cu mâncarea, cu lingura de gătit, îți câștigi partenerul de viață. Sextilul Marte-Neptun îți va permite să visezi diferite scenarii la care să te gândești cu adevărat. Probabil că nu se vor întâmpla în viața reală, dar este bine că poți să procedezi și așa. Profesional, o figură masculină cu care lucrezi este probabil foarte certăreață. Această persoană își va folosi puterea de influență pentru a domina situația și oamenii în orice fel. În acest moment este mai bine să lucrezi cu ea decât să încerci să lucrezi împotriva ei. Financiar, săptămâna este despre capacitatea ta de a te concentra asupra ceea ce este cu adevărat important. Ca sănătate, ai putea simți o anumită energie fizică, un fel de impuls care de fapt nu va duce foarte departe în timpul antrenamentului sau alergării. Concentrează-te pe alimentație și nu forța fizic nimic. Alimentația ar trebui să includă pește și surse de vitamina A, spirulină, clorela, algi albastre verzi pentru a-ți păstra ochii interiori limpezi. Scorpion! De ceva vreme vrei să schimbi ceva în stilul tău de viață sau în comportament față de oamenii pe care îi iubești? Vrei ca viața ta să meargă într-o nouă direcție, dar nu vrei să-i superi pe cei din jurul tău. Poate că prietenii și familia doresc același lucru pentru tine. Lasă ideile preconcepute deoparte și mergi încotro te îndrumă intuiția. Gândirea logică și concentrată poate aduce progres social, în carieră și financiar. Abilitatea organizatorică și industria în care activezi sunt mai înțelese decât de obicei. Posibil să fii capabil să dai un sens mai clar problemelor pe care nu le-ai înțeles până acum. Documentele s-ar putea dovedi provocatoare, dar vei reuși să treci astăzi peste piedici care până mai ieri erau insurmontabile.
Săptămâna începe cu relația tensionată dintre Mercur și Marte, deoarece metodele tradiționale intră în vizorul inovației. Cu toate acestea, nu lua nicio decizie. Ai nevoie de toate datele necesare. Joi este un moment excelent pentru noi începuturi în viața personală, cum ar fi întemeierea unei familii, cumpărarea unei case sau unui apartament. Marte în sextil cu Neptun anunță o zi bună pentru a te dedica celor dragi și a te bucura de relaxare. Vei fi bucuros, de exemplu, să faci mișcare și să încerci fie o bandă de alergare, fie să tragi un pic la fiare. Relațional, s-ar putea să te simți atras de tot ceea ce este diferit, unic și original într-o persoană. Nu va fi nimic deosebit care, să zic eu, să-ți abată atenția, ci toate aceste calități subtile ale personalității și caracterului combinate cu un magnetism aparte. Profesional, acordă atenție mass media, inclusiv revistelor și radioului. O informație importantă vine prin intermediul acestor tipuri de canale care te poate ajuta să ai o perspectivă nouă asupra situației tale profesionale. Financiar, influențele care afectează casa a șaptea a relațiilor sunt atât o binecuvântare cât și un blestem. Deși te ajută să avansezi, tind să restricționeze echipa care ar putea să te ajute să îndeplinești ceea ce îți dorești. Ca sănătate, se vorbește mult despre intempestivitatea ta sau cu care este asociat și semnul tău, dar nu este suficient de amintit pentru calitatea cu care inițiezi acțiuni de supraviețuire. Ai capacitatea de a-i motiva pe ceilalți și dacă ești abordat cu intenție corectă, acest lucru poate duce la lucruri neașteptate, dar poate să te și epuizeze dacă nu ai un regim de viață normal. Săgetător. Caracterul tău va scoate la iveală tot ce este mai bun de la oamenii din jurul tău. Compasiunea și dorința de a fi alături de ceilalți, aici și acum, le va înveseli viața celor în preajma cui ești. Pentru a te menține pe direcția sănă, pe linia sănătoasă și optimistă, analizează-te ori de câte ori ai ocazia și vezi de ce mai este nevoie pentru a te simți bine. Când este timpul să comunici cu cei pe care îi iubești, uneori ai un sentiment inconfundabil. Este ceva ce vrei să spui, dar simți că inima se împotrivește cu obstinație. Uneori rezistăm impulsurilor adevărate din cauza fricii. Ei bine, această frică să știi că este naturală, dar se poate modela. O modalitate de a rezolva frica este să rămâi într-o stare fizică bună, să te detașezi de exact de ceea ce îți este frică și să te simți mai bine în relația de suflet, să sesizezi că în momentul în care nu-ți mai este teamă, lucrurile merg foarte bine de la sine. Săptămâna începe într-o notă foarte creativă cu Jupiter și Venus încă în conjuncție cu Mercur retrograd. Ei bine, acest aspect de luni din casa a treia a comunicării transformă momentul într-o excelentă zi în care poți ține o ședință în care să dezbateți idei noi și interesante. Este de asemenea un moment bun pentru a-ți organiza și a-ți pune în ordine ideile, dar și în siguranță, astfel încât să nu le uiți mai târziu. Chiar dacă Mercur este retrograd, vei putea comunica cu ușurință atunci când va reveni în mers direct duminică. Este o zi minunată pentru a discuta idei, pentru a planifica viitorul apropiat sau pentru a face o scurtă călătorie. În sfârșit duminică, Mercur se desprinde și de Jupiter. Dacă ai venit cu câteva idei interesante, acum este momentul să vorbești despre ele. Cu siguranță va fi un succes. Relațional, s-ar putea să faci o pauză în rutina obișnuită și să mergi undeva unde nu ai mai fost. Profesional, concentrează-te asupra lucrurilor mari în loc să te lași dus cu ușurință, prins mai precis, în urcușurile și coborușurile cotidiene. Bârfele legate de muncă și ideile meschine te pot face să dai înapoi dacă le lași să te domine. Financiar, s-ar putea să descoperi că imaginația este la cel mai înalt nivel. Atât de multe idei ai în minte, încât cel mai bine este să ai la îndemână un pic și o hârtie pentru a le nota. Ca sănătate, pentru a fi sănătos și a gândi pozitiv, privește în fiecare zi în jurul tău și asigură-te că ai ceea ce ai nevoie pentru a te simți bine oriunde și oricând.
Acest lucru înseamnă cel mai probabil să stai deoparte de produsele lactate o perioadă, să faci mișcare, o mișcare de care are nevoie corpul tău ca să fie mai puternic. Capricorn. Pentru cei din jur, ești sinele logic și rațional întrupat. Luni și marți este posibil să aduci la lumină multe idei și perspective din sufletul tău. Probabil că te bazezi pe experiențe din trecut, chiar dacă nu ești conștient de asta. Chiar dacă sursa este neortodoxă, tot ceea ce aduci cu tine pare să aibă mai multă valoare practică. Încearcă să nu te gândești la nimic săptămâna aceasta. Ai putea să te sabotezi singur. Miercuri, Mercur din Vărsător face un pătrat cu Marte din Taur. Creează serioase tensiuni care ar putea implica mai ales stima de sine. Încearcă să te concentrezi asupra distracției. Poți reveni la muncă mai târziu dacă asta îți dorești. Fă cerere și rămâi și lucrezi de acasă. Joi, accentul cade pe sectorul valorilor. Acest lucru se poate manifesta ca un nou început pentru finanțe și pentru valoarea de sine. Este o ocazie excelentă de a face un brainstorming cu modalitățile prin care ai putea câștiga sau ai putea să economisești mai mulți bani pentru achizițiile viitoare, cum ar fi viitorul concediu. Chiar dacă o mare parte din munca ta se desfășoară în culise, există anumite zile în care tânjești să ieși în lumina reflectoarelor și să fii recunoscut pentru ceea ce ești capabil să faci. Amintește-le oamenilor cu blândețe toate lucrurile pe care le faci sau ai de gând să le faci. Fă acest lucru demn, fără să pară că te plângi sau meschin. Nu încerca să zgolești capul de toate gândurile și visele în timpul conjuncției Jupiter-Mercur. Chiar dacă există multe lucruri aleatorii care se învârt în jurul tău, unele dintre ele ar putea aduce iubire. Toate acestea te vor încuraja să cauți dragoste în locurile cele mai neobișnuite. Relațional, chemarea unei foste iubiri poate duce la o întâlnire intimă. Trebuie să fie foarte plăcut din punct de vedere emoțional și să readucă în prim plan tot ceea ce părea de domeniul trecutului. Profesional, în loc să fii pe drumul cel bun, s-ar putea să te simți nițel confuz, poate mai confuz ca niciodată cu privire la direcția pe care vrei să o iei. Încearcă să iei o decizie care pentru foarte mulți pare imposibilă. Financiar, rezolvi și tu niște probleme recente, prin inspirație și idei grozave. Este un moment de stimulare mentală și poți constata că ești cu adevărat în elementul tău. Ca sănătate, o săptămână cu abilități de comunicare mari. Chiar dacă uneori ai senzația că îți înghiți cuvintele, este timpul să le arăți celor pe care îi iubești cât de mult ții la ei și celor care, cu care nu te mai simți bine, să le dai drumul să plece, să-i faci să înțeleagă că între voi nu mai există punți de comunicare. De asemenea, este un moment minunat să te verifici prin sport, prin mișcare în aer liber și să vezi dacă poți crește nivelul de, nu doar nivelul de sănătate, ci și nivelul spiritual. Vărsător. Că tot îmi scrieți despre vărsător. Pentru prieteni și colegi, ar putea să pară că ai dobândit brusc un acut simț al afacerilor. Experiența s-a alăturat cunoștințelor dobândite de la alții și acum permite formularea unor idei practice care să se ducă mai departe. Poate că ți-ai pierdut încrederea în obiectivele propuse, dar acum să știi că sunt mai accesibile ca niciodată. Ceea ce ți-ai dorit o vreme cu adevărat să știi că este acum la îndemâna ta. Curiozitatea nu ți poate fi potolită în timpul conjuncției Jupiter-Mercur la începutul săptămânii. Ce vrei să știi și despre cine vrei să afli informații? Începe să cauți. Este o săptămână foarte bună din acest punct de vedere, cu multă energie acumulată în semnul tău. Te simți mai puternic, mai energic și mai pregătit să te apuci de lucru. Practic, pare o forță de neoprit în acest moment. Canalizează-ți energia pentru a începe proiecte atunci când Jupiter se alătură lui Mercur în semnul tău. Vei fi organizat și motivat. Privește spre viitor cu optimism și speranță, deoarece este o oportunitate de a manifesta ceea ce îți dorești. Gândurile tale dețin foarte multă putere, așa că vezi ce îți propui. Brusc, ideile care credeai că sunt de top acum o săptămână, dintr-o dată nu mai par atât de bune. Cineva vine cu o nouă perspectivă care te face să-ți regândești punctul de vedere actual.
Nu-ți fie teamă să faci modificări de ultim moment în strategia pe care ai ales-o. Sextilul Marte-Neptun îți amintește să visezi ca să ajungi mai departe. Dacă îți poți imagina că se întâmplă ceva, atunci să știi că acest lucru se întâmplă cu adevărat. Anul viitor, pe vremea aceasta, ai putea petrece o vacanță romantică cu sufletul pereche sau să vizitezi un loc pe care ai dorit să-l vezi atât de mult. Proiectele creative la care s-ar putea să lucrezi de ceva vreme, acum se dovedesc un mod special de stimulare a ego-ului. Faci o treabă grozavă, schimbarea locului de muncă, creșterea veniturilor pot fi și ele în cărți. Dacă nu te pasionează ceea ce faci, șansa de a te implica într-o acțiune în care crezi cu tărie este foarte mare. Noile idei și oportunități ți-ar putea schimba viața. Relațional, ești încurajat să descoperi noi modalități de a întâlni oameni. Îți place să folosești cea mai recentă tehnologie, așa că descarcă cea mai mare aplicație de întâlniri online și începe să cauți. Profesional, instinctele îți spun să visezi lucruri mărețe, dar totuși ceva te reține. S-ar putea să faci atât de multe pentru a-i ajuta pe alții și să neglijezi propria ta creștere profesională. Și aici să fie cuiului pepelea. Concentrează-te mai mult pe tine însuți. Financiar, ai de-a face cu o perioadă de adâncire a rădăcinilor. Te gândești unde vrei să fii în următorii 5, 10 sau oricâți ani ai dori în viitor. Dacă slujba ta o permite, investițiile sau proprietățile pe care le deții singur sau cu altă persoană ar putea fi un răspuns. Ca sănătate, comunicarea este una din principalele căi ale unei sănătăți bune. Ești responsabil pentru elaborarea energiei fizice și emoționale cu care intri în contact. Adesea le poți aborda simultan. Drumurile lungi, mersul îndelung, oferă timp de concentrare pe probleme specifice și pe găsirea de soluții. Încearcă să faci mișcare cu conștientizarea faptului că inima trebuie să fie sănătoasă pentru a fi cu adevărat sănătos. Pești. Cu toții avem o multitudine de fațete ale personalității pe care le folosim atunci când suntem în prezența unor oameni diferiți. Limitele personalității de zi cu zi își pierd distinctivitatea și ești liber să acționezi și să joci mai multe roluri. Partenerul sau partenera ta poate aprecia faptul că vezi câteva părți aparte ale sale, așa că fii îndrăzneț și arată-i cel mai mult ce-ți dorești de la ei. Pe de altă parte, sau de la ea. Pe de altă parte, săptămâna este foarte emoționantă pentru tine. Asigură-te că practici îngrijirea de sine și îți acorzi spațiu de odihnă. Miercuri, Venus din Vărsător face un pătrat cu Marte din Taur. Creează câteva probleme majore de comunicare. Dacă pur și simplu nu reușești să transmiți mesajul, fă un pas înapoi și asumă-ți o anumită intimitate până când poți vorbi din nou clar. Conjuncția Mercur-Jupiter de la sfârșitul săptămânii te ajută să reduci inhibițiile suficient de mult pentru a arăta cuiva de care îți pasă cu adevărat ce poți și cine ești. Deși știi cum să creezi atmosferă cu adevărat romantică, este în regulă să păstrezi lucrurile platonice și acum. Notează-ți însă cum te simți, astfel încât să îți amintești mereu detaliile. Joi, în sectorul intimității, sesizezi prezența unei energii ciudate. Pe de o parte, acest lucru aduce oportunități pentru întâlniri de destin și sentimente care se trezesc la viață, dar pe de altă parte poate aduce unele dureri trecute și dorințe de autoizolare. Ai grijă să nu-ți faci rău, creează, cufundă-te în tine și creează, revină la realitate și creează pentru că pe tine creativitatea te ajută să ieși la lumină. Din fericire, lucrurile se îmbunătățesc sâmbătă și duminică, când Marte este încă în sextil cu Neptun în semnul tău. Aspectul aduce speranțe pe măsură ce faci planuri de viitor. Ești o persoană atrăgătoare și vei transmite un magnetism aparte. Să nu te mire dacă atragi priviri admirative când treci pe stradă. Consideră acest lucru un dar din partea Universului și folosește-l. Relațional, combinația Jupiter-Mercur din prima parte a săptămânii te ajută să scapi de timiditate suficient de mult încât să ai putere să-ți faci cunoscute sentimentele. Profesional, nu lăsa prea multe pe seama birocrației. Îți strică șansele de a duce
la bun sfârșit un proiect de afaceri. Financiar, în această săptămână te gândești cum să începi activitatea. Aspectele afectează casele de gândire și a comunicării, precum și cea relațională. Universul îți cere să fii un pic mai matur în gândire când este vorba despre relațiile tale. Ca sănătate, când nu ești sigur de ce simți, mai bine mușcă-ți limba. Majoritatea oamenilor se tem de tăcerile tale incomode. Avea un regim bine dozat este un mod minunat de a evita să te regăsești în situații limită. Gândește-te la ceea ce trebuie să faci pentru sănătatea ta, cum ar fi consumul de mese proaspete și regulate, de mișcare și vorbește la fel de puțin așa cum i-ai obișnuit pe cei din jurul tău. Iată, dragii mei, acestea au fost previziunile pentru săptămâna 15-21 februarie. Găsiți, nu uitați că le găsiți toate acestea și înscris pe pagina de internet huff.ro. Acolo sus în bară, în meniu, există folderul cu previziuni Minerva și mă bucur să cred că ceea ce vă spun vă ajută cât de cât. În ceea ce mă privește, eu vă doresc o săptămână mai ușoară, o să fie destul de frig, să aveți un pic grijă la răceli și vă dau întâlnire săptămâna viitoare, dar până atunci nu uitați, Dumnezeu și astrele să vă binecuvânteze destinul. Noapte bună! Pa!